Salutare, dragi urmăritori, bine ați revenit pe acest canal. Astăzi suntem aici în muncă, pe toate flancurile, sămânăm și avem și ceva de repicat. O să vă arăt imediat despre ce-i vorba. Avem primele răsaduri care le-am semănat o parte pentru noi și bineînțeles că avem și ceva în plus în cazul în care sunt doritori mai curajoși, mai harnici, care au solarii și vreau să planteze. Și așa că astea am început să le repicăm astăzi. Bineînțeles că dăm înainte și cu semănatul, încă avem destul de semănat. Mai avem inclusiv ardei care, cred eu, săptămâna asta, probabil în aproximativ 2 zile, terminăm cu ardei și eventual mai rămâne pentru săptămâna viitoare să terminăm și cu roșiile, cu vinetele și chiar la urmă castraveți, dovlecei și ce mai facem pe aici, un pic de lebeniță, pepene, dar o să vedeți totul pe parcurs. Hai să vă arăt un pic cum e situația pe aici pe la răsaduri, ce mai răsărit, și să vă mai arăt și eu încă o dată cum repicăm. Cu siguranță ați văzut nenumărate materiale cum se repică, dar în cazul în care mai este cineva care vede pentru prima dată repicatul, o să vă arăt și repicatul, o să vă explic un pic și nemulțumirile care le am, să zic așa, de anumite semințe și așa mai departe. Hai să întorc camera și să vă arăt. Aici sunt ardeii pe care îi semănăm astăzi. Avem soiurile Belinda, Ami, ardei galben, și mai am Carola, care urmează să-l semănăm. Carola e de la Grosel, nu știu dacă vi l-am arătat. Și aici mai avem ceva gogoșari iute, ardei pișcători, de care am mai semănat, Red Devil și Harvard. Avem și niște roșii pe aici, roșii Sherry, Buzău 22. Buzău 22 eu o fac în fiecare an pentru că e foarte solicitată și dacă la oameni le place, trebuie să le fac. Aici răsadnița e plină, ca de obicei, deja e a treia serie aici la germinat. Aici în partea asta e seria a doua care e germinată aproape 100%, mai sunt unele care încă mai răsar acum. Aici practic e plin de ardei. Ardei galben, ardei gogoșar, ardei iuț, capia, din toate câte un pic. Mai avem țelină aici. Asta e doza, a doua doză de țelină, care o germina foarte bine. Mult mai bine germinată și mai uniform ca și prima. Aici, pentru că nu mai aveam loc, am pus niște carola, l-am pus direct aici. O să germineze un pic mai încet, dar va germina și el. Ce mai am aici? Aici am câteva, încerc să fac niște butaș, niște răsaduri, cum să le zic, din verbena și din fucsia. Sunt curios și eu ce o să iasă, acum am încercat prima dată și o să vedem dacă se rădăcinează. Aici pe masă am început să punem roșiile pe care le repicăm. Și aici avem restul răsadurilor. O să repicăm momentan roșiile. Vedeți că acum începe să se vadă prima froză adevărată. În mod normal ar putea să mai stai un pic, dar se pot și repica.
Ardeii o să-i mai lăsăm câteva zile, bineînțeles. De-abia acum începe să apară frunzulița acolo în mijloc. Încă sunt la faza de cotile donate. Aici începe să apară câte o frunzuliță. Și aici avem, asta e prima serie de ardei. Avem din fiecare. Aici avem și bibic și blansina. Din toate, practic. Și bihar, gogoșar, urechi de elefant, un pic de amanda am aici, ardeiul galben ascuțit. Deci astea urmează, le mai lăsăm câteva zile. Astăzi facem roșiile. Aici deja sunt repicate, o parte din ele, și o să vă arăt imediat și procedura. Am aici în față Gusto Ping. Gusto Ping, anul ăsta ceva nu e în regulă cu el. Hai, mă, un pic mai aproape să se vadă bine aici. Cred că ați văzut unii dintre voi și la fratele meu că avea niște ciudățenii așa ca astea. Ne duc aminte că într-un material o arăta și el. Și nu ne explic ce. Eu cred că au făcut ăștia ceva cu sămânța, ori mai vechi, ori nu știu ce să zic de ea. Sunt destule care sunt în regulă, dar sunt multe așa. Păi eu astea, bineînțeles că n-am să le... N-are rost să le mai repic, pentru că nu știu dacă vor da vreun randament. Așa că asta e, avem aici niște pierderi, probabil undeva la 20%. Dar n-avem ce să facem. Chiar aș vrea să vă rog, dacă sunteți de prin alte zone ale țării, să-mi spuneți dacă ați folosit Gusto Ping, să-mi spuneți dacă ați pățit și voi așa ceva anul ăsta. Haideți să vă arăt un pic repicatul. Cu siguranță ați mai văzut, dar repicatul e foarte simplu, fiind în alveole de 200. Ăsta, nu știu cum îi zice la asta, îi are cam grosimea aproape ca și cubulețul ăsta de aici, și atunci facem o gaură rapid, nu trebuie făcut mare lucru. Să fac două rânduri, cât mai central. Astea le strângem un pic de sub și ies singure. Punem aici, le apăsăm un pic. Le lăsăm noi cât vrem afară, în funcție de cât este de lungi, le apăsăm mai tare sau mai puțin. Băgăm mai adânci sau mai la suprafață. Așa se poate completa cu niște turbă, dacă vă rămâne prea mult loc aici, dacă nu, poate să rămână și așa, nu se întâmplă absolut nimic dacă rămâne un pic mai goală. Stă mai bine apa când le udați, cam așa, în felul ăsta. Aici pe jos avem varza tiara care va fi plantată luna viitoare. Pe urmă o să mai fie o doză de tiara care urmează după aia. Încerc anul ăsta tot de la Beio hibridul Conqueror, sper că am pronunțat bine, Conqueror F1, și bineînțeles Autumn King.
Un termina cu Tiara, Conqueror și ultima dată Auton King. Eu o să mai summon varză Auton King și un pic mai încolo, pentru că de obicei plantez eșalonat ca să am pe tot parcursul verii până toamna târziu. Și mai avem aici o doză de țealină care am semănat-o direct. Direct la alveole de 7-7 am semănat Bob cu Bob, țealina Ilona. Am semănat o doză în modul ăsta pentru că nu vreau să riscăm să nu reușim să repicăm. Sunt multe răsaduri și luna viitoare va fi foarte mult de repicat și n-aș vrea să nu ne încadrăm cu timpii și atunci am preferat să semănăm o parte din țealină pe direct. Avem aici roșiile repicate, cu care am terminat. Prima serie, așa cum vă spuneam, Gusto Pink, Araldino, Siana, Rila, cam astea și un pic de Big Beef. Big Beef îs mai puțin. Nu le-am mai udat, pământul pe deasupra încă au rămas uscat, e mai târziu și nu are rost să le mai ud acum la ora asta. Oricum pământul din alveole era umed, așa că o să le udăm mâine ca să reușească să se usuce plantele. Cam asta e situația pe aici, pe la noi, pe fermă. În perioada următoare va fi mult de muncă pe aici. Avem și repicat și mai avem încă de semănat. Avem și florile care urmează să le transplantăm și pe ele în ghivece. Deci vom avea de acum și până în mai, vom avea o perioadă destul de lungă și aglomerată. Dar sper eu să reușim să ne gestionăm și să ne încadrăm bine atât pe partea cu florile, cât și cu răsadurile. Cam atât pentru astăzi. Sper că ați găsit unele chestii utile pe aici, în material. Până data viitoare, vă salut, vă urez spor și vouă în continuare și să auzim numai de bine.